Cu puțin timp în urmă, polițiștilor li s-a instituit dreptul de a pătrunde în domiciliul oricărei persoane, chiar și fără acordul acesteia, dacă în acel spațiu se află un animal în situație de pericol. Ordonanța de urgență 175 din 2020, publicată în Monitorul Oficial, aduce noi reguli pentru protecția animalelor. Polițiștii au dreptul de a pătrunde în domiciliul oricărei persoane fără acordul acesteia dacă în acel spațiu se află un animal în pericol. Potrivit noilor reglementări, polițiștilor li se conferă un instrument administrativ de plasare animalului într-un adăpost. O noutate este faptul că acțiunile polițiștilor pot fi fotografiate sau înregistrate fără consimțământul persoanelor care dețin animalul. Începând cu data de 16 octombrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial OUG 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor. Astfel, potrivit noilor reglementări, polițistului se conferă un instrument administrativ de plasare a animalului în adăpost în vederea alăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva acestuia. De asemenea, se instituie dreptul polițiștilor de a pătrunde în domiciliu sau reședința oricărei persoane fizice fără acordul acesteia, precum și în sediu oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal, dacă informațiile aflate la dispoziția polițiștilor indică faptul că în acele spații se află un animal în situație de pericol. O altă noutate introdusă în spiritul transparenței este că acțiunile polițiștilor pot fi fotografiate sau înregistrate fără consimțământul persoanelor care dețin animalul. Polițiștii au ordin de plasare animalului într-un adăpost doar atunci când se constată că situația de pericol a fost generată de către deținătorul animalului.